Adică bogații din Vărsătura n-au avut bani să-și pietruiască străzile și după să se faceți un cadou. Asta e una, dar nu asta e important. Important este altceva. Domnul ăsta primar, care, care am înțeles că are în subordine acum, în patrimoniu, în administrare, în ce Dumnezeu avea, stațiunea Lacul Sărat, care e o mizerie. Nu, că suntem la proiectul ăsta. Care e o mizerie, s-a gândit să bage 5 miliarde în, în satul bogaților. Mai mult decât atât, dumneavoastră, care ar trebui să fiți ca Mahatma Gandhi ăștia de la PSD, dați 60% din bani, din banii populației să-și facă bogații de acolo străzi, pe bune. Deci, din, sunteți pe lumea asta? O să vorbesc cu noastră, Houston, Pavotu, Terra, Apollo, pe ce stații orbitale sunteți? Cum adică? 60%? Știți cine e primar aici? Primar aici este unul dintre cei mai imposibili, ca să nu numesc astfel primari, care a blocat investiții de milioane de euro în Lacul Sărat, el, ca așa, având mușchii lui, împreună cu unul din PNL, cei drept. Dar tot împotriva unui investitor, nu-și numesc acum. Care în Chiscane are, vă dau o poză care este absolut fabuloasă, a marcat cu marcaj fluorescent un drum de pământ. Deci, ideotul ăsta a marcat un drum de pământ. Și să știți, când drumul are o curbă, e linia continuă. Adică băiatul chiar ok. N-a pus încă semne din ăla, dar poate le pune. Adică acest individ, cu sprijinul dumneavoastră direct, el vă face o cerere. Șeful, vreau să dau și la bogații aia 5 miliarde să-și pună și ei piatră pe astăzi, că n-au săraci, sunt faci steaua lor. Da, mă, dar nu le dau tu toți banii, le dau 60% eu, adică 3 miliarde, păi și tu două. În condițiile în care, în condițiile în care comuna Chiscani, știți câți bani de la numai de la celebra firmă care e mare cutie aia de tablă unde cumpără românii de toate? Miliarde anual. N-au aia bani, trebuie să dăm noi bani să-și să pună la bogaților piatră? Păi întâi să pună la oamenilor din sat, în al doilea rând să repare în stațiunea Lacul Sărat și bogații de acolo să-și pună singuri, că oricum le-au luat cu cântec terenurile alea. Asta e chiar culmea, adică lămuriți-mă, sunteți cu sărăcimea, sunteți cu bogățimea, stau prea mulți la PSD acolo, care e problema? Nu! Cum vă puteți permite să dați 3 miliarde din bani publici unor oameni care sunt extraordinar de bogați? Stai că l-am terminat, ce tot dai de mâine așa? Păi nu, că l-ai pus la treia oară aceeași întrebare. Păi pentru că sunt absolut siderat de așa ceva. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar chiar așa să dați în satul Vărsătura? Dar nu vreți să faceți și cartierul Minerva de la Cazasu? Niște drumuri, asfalt, ceva? Nu vreți? Că eu am înțeles că își fac singuri. Ăștia nu poate să-și facă singuri. De ce? Sunt foști membri PSD care stau pe acolo, nu? Vreți să vi-i spun eu câțiva? Da. Ați văzut? Spune-i. Sunt de domnul consilier. Hai, lăsați. Eu voi și fiți singuri. Măcar unul? Da. Uite, fostul director de la Supagele. Vă mulțumește? Fostul șef al poliției Brăila, care e la poliția locală. Vă mulțumește? Da. Mai vreți? Da. Sponsor e PSD. Vă mulțumește? Dați-mă oameni de alții. Silmar, vă mulțumește? Nu, mi-și prenunță. Silmar, nu știu cine-i Silmar. Da, da, da. A, știți? Perfect. Păi să consemneze, care-i problema? Ce? Asta e chiar culmea.